Da. Să revenim la povești, de fapt, că așa ne place, nu? Să povestim, să stăm la povești. Gimnastica este un sport care ne-a adus lacrimi de fericire an la rând. Au trecut atât de mulți de atunci, dar s-a scurs suficient timp cât să ni se facă dor de fetele noastre de aur. Cătălina Ponor este una dintre ele. Și nu o să amintim acum toate titlurile cu care Cătălina ne-a pus la loc de cinste pe harta mondială a gimnasticii, ci vă vom spune ce face ea acum, de când s-a retras din gimnastică. Colega noastră Nadine a zis, a mers la ea acasă și au stat la taclale ca fetele. Triplă campioană la Jocurile Olimpice de la Atena din anul 2004, vicecampioană la cele de la Londra din 2012, o mulțime de alte premii și titluri care au transformat-o într-una din cele mai iubite gimnaste. Toți cei care o admirăm am ajuns să-i cunoaștem cariera și să trăim alături de ea în ritmul marilor competiții, însă puțin dintre noi știu ce face Cătălina Ponor, pentru că despre ea este vorba după ce s-a retras din gimnastică. Iar asta vom afla chiar astăzi de la campioana noastră. Bună! Bună! Bine ați venit! Bine te-am găsit, Cătălina! Hai! S-a retras din sportul care i-a fost casă și familie după o carieră impresionantă, după competiții la care fetițele care fac primii pași în sălile de gimnastică abia îndrăznesc să viseze. Abia acum are timp să se ocupe și de femeia și omul Cătălina Ponor. După o viață într-o continuă competiție, rămâne însă în continuare implicată în sport. Cătălina este foarte ocupată în general, că sunt, uite, emisiuni, că sunt interviuri, că mă ocup de anumite proiecte sau încerc să fac, să construiesc proiecte. Pe lângă asta, acasă încerc să am grijă de casă, de cățel, de mine. A pus bazele unei săli de fitness în Constanța, orașul natal, un loc de suflet unde are vise mari, ca toate de până acum. Sala de la Constanța a luat viață, să-i spunem, acum maxim 2 ani de zile. Am plecat de undeva dintr-un apartament mic al mamei, pentru că nu aveam în momentul respectiv sala încă cumpărată, și am plecat cu un singur aparat în care s-a tot dat de veste. Ușor-ușor am reușit să luăm sala, iar acum am început să ne dezvoltăm ușor-ușor și încercăm să facem tot felul de proiecte care să ajute oamenii atât pe partea de slăbire, cât și copiii pe partea de mișcare. Cătălina vrea să ajute copiii să le îndrume pașii către un sport, să le deschidă calea pe care ea a pășit încă de la 4 ani. Mai avem proiectul de mamă-copil. Unde, unde am încercat cumva să fur conceptul de la americani. În prima oară acolo l-am văzut. Sunt foarte mulți părinți care nu au timp să-și ducă copilul la sport, sau sunt părinți care vor să-mi vină la sală și nu au cu cine să lase copilul. Iar când nu dă interviuri, când nu se antrenează, ori când nu lucrează la alte proiecte, Cătălina se relaxează așa cum îi place mai mult. Îmi place să mă plimb cu Sara. Este rasa de cățel care mă liniștește foarte tare, chiar dacă ea este o fire foarte energică. Atunci când se liniștește și se pune cu totul pe mine și își pune căpușorul pe mine, parcă îmi ia din toate energiile acelea negative și mă încarcă cu pozitivitate, și pe lângă asta mă liniștește pur și simplu. Orice ar face, simte încă dorul de competiții și de emoția din sălile de gimnastică. Cât de mult îți lipsește adrenalina competițiilor? Pentru că sunt convinsă că sunt momente în care ți este dor de nebunia din sălile de gimnastică. Mi este foarte, foarte dor. Mi este dor de antrenamente, chiar și de statul acela în cantonament, chiar și de trezitul ăla la ora 6-6 jumătate dimineață, de a merge cu rucsacul în spate până la sală. Chiar și de mai ales de concursuri, mai ales de colege, de antrenori, de atmosfera aia generală a unei echipe, și până la urmă eu așa am considerat-o, o familie. Mai ales de fete, prietene, alături mereu în cele mai fericite momente, dar și în cele mai puțin plăcute. Se întâmplă de foarte multe ori să nu avem timp să ne întâlnim, dar întotdeauna noi comunicăm. Până la urmă am crescut împreună cu unele din ele, chiar am crescut de la
13-14 ani. Cătălina își amintește și acum cu lacrimi în ochi momentul care i-a marcat întreaga carieră. Acel moment de la Atena, chiar dacă am ieșit triplă campioană olimpică și am 3 medalii de aur, pentru mine cea mai importantă a fost cea pe echipe. Momentul acela în care noi ne-am dat seama că suntem campioane olimpice a fost extraordinar și momentul în care ne-am adunat cu toții, ne-am bucurat, pentru că până la urmă, așa cum am spus, eram o familie în care tot ce făceam, făceam împreună. Sunt momente care au făcut-o omul de astăzi, care au întregit-o și care au făcut-o să învețe să se bucure și de locul 2 sau 3 spre finalul carierei. Cariera dobândită în anii în care gimnastica punea România la loc de cinste pe harta lumii. Are și un sfat pentru tinerele care visează ca într-o zi să urce drapelul țării pe un podium al marilor competiții în gimnastică. Îmi doresc ca atât antrenorii cât și copiii să aibă dorința aceea imensă pe care noi am avut-o ca să ajungem campioni olimpici, să înceapă să aibă, așa cum spun eu sau am spus de mai demult, foamea aceea de medalii.